Poate nu pierdem doar cuplurile. Dacă ea a desfăcut, am pierdut eu, a pierdut Diana, a pierdut tu, a pierdut Sabrina. Da. Da. Deci dacă ea desface... Da. Denisa, direct. Da, exact. Da, exact. Dacă Cătălina a desfăcut cătușa, am pierdut și eu, dar a pierdut și Diana, că n-are cu ce să... A pierdut și Dima, a pierdut și Sabrina, a pierdut Roberto și la Roberto s-a oprit, înțelegi? Deci unul dacă a desfăcut, am pierdut în lanț tot. Vlad, el nu face tare. Exact, și dacă a pierdut Atice, e gata. Sabrina greșește, și Dima greșește. Ei, n-ai nicio treabă că o să faci. Deci... Ei, n-are. Ați înțeles, nu? Și pierdem 4 deodată. Hai să vă zic, dacă unul își dă jos, că tu și-ai dominat. Nu-ți dă jos, trun. Tu ai mai dat totul. Păi și Atice dacă își dă, pierd și tu, pierd ea, pierd și eu. Păi unul pierde Diana și tot așa. Și Mihai. Și Mihai. Rămâi așa. Și deci, Doamne, v-am ajutat pe la mult. Adică dacă eu mi-o dau jos, Mihai nu se mai încivine. Pentru că este legat pe tot. Dar știi ce ai noroc, copii? El nu are dezbrățare. Că dacă mai avea și el cineva de la lungă pe ea, era nasol. Stai pe bine, frate, n-ați înțeles. Poate să zică cineva ceva că n-am ținut cumva și mi-a capul. Păi dacă pierdem... Și care-i faza? Că nu o să fie ușile deschise și... Dar nu cum să rămân că mă și eu. Nu, nici nu. Nu, nici nu. Nu, nici nu. Nu, nici nu. Uite, de exemplu, dacă se dezleagă Andreea cu Bogdan, eu n-am de suferit. Ce vorbea ca ce? Ei, ce s-a părut glumă? E Ionuț și Irina. E Ionuț și Irina. Da, exact, asta zic. Dacă se dă jos, pierde Irina, Ionuț. Uite-l, frate. Pierde ea, pierde el. De ce? Noi nu suntem. Și e domino când e domino. Da. E asta lipsa. Nu. Iar ce faci tu ia patru, mi-a zis mai ți-ar fi cu patru, frate. Ia. E domino, e clar, e domino. Și ascultă-mă. Ne prăjeam cu toți acum, pana mea, că cum în grup. Și deși și Ionuț și Andreea. Dar ai noroc, Ionuile. Chiar ai noroc. Ce tot spui? Bine, ce n-ați înțeles? Auzi, așa a fost toată lumea. Din să ce pierzi? Să duce Andrei jos. Nu, dar pierde, sigur, cu oamenii și sunt deja aici. Nu, eu stau în pat cu tine și plac pe jos. Eu pierdem, știu. Dar de ce mă gândesc la cine pierde? Fă-mi așa felul că tu suntem la mână și stai lejer. La ce te gândești pe jos? Eu cu el în pate. Sau știu cum putem face de rând. Să doar lipi de patul meu și tu la margine. Da. Dacă n-ai văzut nu, dacă mă dăgeai cu mine, stăteam 72 de ori legale. Hai să mă... De mine, nu? Trebuie să mă... Stai că... Băi, mi-e mai bine un cățel acum, știi ce mă ieși. Nu sunt legat, dar sunt legat oarecum, involuntar. Sunt și-o legat. Sunt legat involuntar. Ei, o să fii legat și tu bine, stai liniștit. Noi, de fapt, trebuie să stăm... Da, așa facem. Dar rezolvi pe Tudoriu, trebuie să rezistăm așa, ca să nu greșești. Deja mă intru să fac baie. Dar nu putem să stăm toți împreună, pentru că tu vrei cu Dima, Dani, Andreea, Robert... Nu ai cum, se bazează că noi ne-am dat. Dați-i făcut așa fel încât noi să alergăm după cel din cuplu sau cel din coaște. Și noi nu trebuie să alergăm după ei, noi trebuie să stăm, uite așa. Eu cu Roberto umflăm, eu cu Roberto ne spunem pe dinți, eu cu Roberto așa, vai, tu pe el, ca să câștigă. Ai auzit, ești cu atât de aici? Ai auzit că din... Nu, n-ai să câștigi nimic. Eu n-am atât de mult de fără. Nu mai trebuie să spun, mai să nu mai plimbăm unul după altul. Vorbiți și voi. Înțeles, hai să speri. Tu-i câte doi. Ce mă întorci? Ai înțeles miza? Ei vor ca noi să pierdem, trebuie să fugim unul după altul. Ca noi să câștigăm, trebuie să stai doar cu cine ești în cătușe. Adică nu încercăm să mai fugim unul după altul, așa. Ai cu să dormim, ai să... Că atunci pierzi. Te duci, că te enervezi, că te... Nu-i problemă. Îi lași și vezi. Până la urmă e un task și pentru cei care au cuplu. Așa Alex ar avea de câștigat. Toată lumea are de câștigat. Dacă mă atingi ce-ți face, nu, dar da, da. Asta chiar stă în dușmul. Bă, da, eu cred chestiile astea, dar n-ar fi corect. Ce am? Vice, bine, da. Pe partea de altă, o să fim mulți care rezistă. Franța 30 de minute. Știu așa e. Da, de-aia. De-aia nu puteți doar voi. Păi și dacă 24 de ore face toată lumea totul perfect, ce se întâmplă? Stăm așa, că nu se știe. Poate vine cineva din afară. Și stăm așa până la vară.
Nu ai cum să te până mâine stai, ți-am zis clar că până mâine stai când v-ați spune ceva. E și varianta. Până mâine. Deci și încă o chestie. Când zic ești, nu cred. Eu nu încep ce nu vă desfaceți. Am că se întâmplă mai întâi ceva, nu stai doar așa. O să avem nici la fel. O activitate ceva. Eu îmi zic că o să se întâlnim și vă dați seama și că se poate întâmpla. O să mai fie activitate, o să mai fie ceva. O să se piardă poate fără să fiți conștient. Exact. Păi da, și orice greșeală suportă mai mult. Așa da, se rasta. Orice greșeală o să suport mai mult. Tu tot mă duce capul. Hai bă, rachet. Păi când a zis că nu suferă doar cuplul ăla și cuplurile suferim mai mulți astea. Nu doar cuplurile. Păi tu ești un cuplu. Nu, păi da, tu pierzi. Pentru tascul meu. Tu, dacă cumva... Au spus mai devreme, ai fost atentă. Au spus mai devreme, pierzi, pierde Dani. Mai există o șansă, Dani. Pierzi tu, pierde și Dima. Pierde Dima, pierde și Sabina. E posibil să aibă dreptate Denisa, dar mai există o șansă. Toată lumea să nu fie în domino. Tu să câștigi da, cu Cătălina și să mergi la Dumnezeu. A întrebat. Nu, a zis cuplurile. A zis cuplurile. Da? A zis cuplurile. Da? Dar problema da, aici... A zis și noi avem de pierdut. Dar problema... Și problema. Și de câștigat. Și de câștigat cei care n-au cuplu. Da. Și de câștigat. Tot ce am spus și noi avem de câștigat. Și noi. Problema este că singurii care nu se desfac e Andrei cu Simon. Da. Pe ei n-ai cum să sparți. La ei n-ai cum să sparți. Să se descalifici din greșeală. Deci oricine ce-ar face de aici, suntem între noi. Ei, sunt șansele la ei. Tot. 99%. Auliu, domnul Rădana, așa. Ba da, perfect. Să nu atingeți cumva din greșeală, că mă ia inima. Mă ia inima. Fac o greșeală. Da, am încredere în Andrei cu față la tot. Nici o grijă n-am, sincer. Unde vă zici, stați cu mine? Da, la Andrei nu fac griji. Face el ceva. Ce am vrut. Ia uite, ce Sabrina. Hai sus! Liniștită, Sabrina! Nu ar fi și amuzant în același timp. Du-te, iubire, du-te, liniștită, du-te. Da, după... Eu cred că mă nervez după 2-3 deci, ori. Eu vă mai spun cu tatăl, zice, fain știu, vorbesc în somn și sfără. Nu mă amuzant. Zai, suntem nervoși. Nu poate să mergem la sport, la urășul anul. Vă asta ai să faci. Tu îți dai seama că mâine în emisiune noi o să stăm așa? Mâine în emisiune o să stăm așa? La capricii de seară nu facem un sport, nu alegi, nu? Stai mai... Cred că da. A, să nu ne mișcăm, că nici mie nu-mi place. Și cum ne cheamăm pe rând? Dacă, ia, Denisa, spune câte ceas, te rog. Ne ridicăm decât pentru nevoi stricte. N-avem nevoie de plimbări pe sus, bă, astea că nu ne trebuie. Dacă vezi, stau îmbrăcat așa până dimineață. Mai dacă când am intrat în living, prima oară m-am așezat aici, în loc cu Alex. Dar suntem cu cătușile așa și eu mă așez aici, îmi stă, îmi vrea să îmi vrea. Dar ai avut idei, bă, și-o cum pe dreapta. Da, se cheamă invers, da. Dacă vreau să-mi am în față. Da. Îți fac să-ți fie bine, cooperează cu mine. Bici, bă. Trebuie să ai grijă ce îmi dorești, Alex. De ce tu frică de a păi nu, eu îmi doresc, da. Da, da. Da, da. Și că nu eu am extras. Ce surpriză, doamna Loredana. Uită-te la ei. Asta nu-i surpriză. Da, ce e? Asta e încercarea vieții, vă zic. Blestem. Blestem. Nu-i surpriză, e coșmar. Să, astea două de ani sau câte ani au început să râdă. Când am extras blețe. Mi-a apucat și unghia. Ce zici? Ce zici?